Pe timpul verii, când elevii sunt în vacanță, de cele mai multe ori în curtea școlilor își fac veacul câinii comunitari. Pentru ca elevii să revină în bănci în siguranță, asociația Save the Dogs a demarat o amplă campanie de strângere a câinilor comunitari. Noi acționăm de 10 ani și marțea și miercurea pentru toată lumea, pentru paștii, toți locuitorii orașului, sunt zilele în care se merge cu un reprezentant de la primărie, în funcție de reclamații, în funcție de eu știu unde sunt zonele cu probleme. Până acum, peste 25 de câini au fost adunați din curțile celor 4 școli din Cernavodă. Copiii vor putea astfel începe școala în condiții de maximă siguranță. Părinții elevilor sunt absolut încântați de această măsură. Nu sunt împotriva eutanasierii câinilor, dar trebuie făcut ceva. Mai ales că în preajma școlilor sunt mulți câini și copiii fiind mici se pot repede. Este foarte bine că i-a adunat, da? I-a adune, dacă vrea, eu nu sunt aici. Da, credeți că pot ataca copiii, mai ales în preajma școlilor, acum că se începe școala? Se poate să-i atace. E foarte bine, în sfârșit a început să se miște ceva. A trebuit să se întâmple ceva undeva ca să înceapă să miște ceva. Reprezentanții asociației Save the Dogs and Other Animals ies zilnic în teren de unde strâng câini pentru a-i steriliza și a le găsi un adăpost.